condițiile în Ungaria, că ne spuneai. Apropo de vorbeam noi de fotbalul românesc și fotbalul unguresc. Bine, acolo nu sunt drepturi de televizare și guvernul le dă niște bani în funcție de locul în clasament. Plus sau așa, toate cluburile sunt... Ce bani le dă? La locul stai, dacă înainte, e locul 10. Nu, stai o secundă, dacă, nu spune. Sunt 12 echipe, că nu mai știu, Andrei. 12 sau da, 10 echipe? Cred că sunt 12. Deci locul 10, locul 10... Care rămâne, cred că retrogradează locul... În, stai doar o secundă, 11, 12, o secundă. Înainte să spui asta, Andrei, că nu mai, cât ia din drepturi de televizare locul 1 la noi? 4 milioane? Cred mai puțin, da. Nu, mai puțin. 3, mai puțin. 3, mai puțin. 6, 3, da. 8, bun. 3, 7. Deci locul 1 campioana ia din drepturile de televizare, să zicem 3,3. Nu, 3,3 ia. Locul 1, da? Bun. Acum te ascultăm pe tine. Deci locul 1 la noi ia din drepturi 3,3. Deci, deci nu penultima sau ultima, nu știu dacă 10 sau 12. Prima echipă care rămâne în divizie. Prima echipă care rămâne, anul trecut 8.500.000 de euro o primit din partea guvernului. A, le dă ajutor guvernul. Nu ajutor, ăsta e bugetul tău. Da. Că tu mai vii cu 2-3 sponsori, că bilete vândute, că te duci în 15 milioane cu totul, treaba ta. El atâta ți-a dat. Ferencvaros se duce în 40, 35, așa ceva, am auzit. Da? Ferencvaros. Păi îmi ziceai, vorbeam de jucătorul tău de la care l-ai avut la voluntar, de la Iduni. Ce contract are? Foarte bine. Am zis, 21 știu eu că i-am văzut contractul. Da? 21, 22, 23, 24 de mii de euro net pe lună. Are contract pe 4 ani. Pe 4 ani, da. Plus deci că de la a plătit 600 de mii voluntarului. Și a plătit 600 de mii, da? Deci bine, dar uite-te că la noi n-a jucat, că ziceai la un moment dat, eu spun eu, părerea mea, n-a apucat, încă nu știu, venise din Liga 3-a din Franța, deci greu, se vedea că are calitate, a ajuns acolo și declarat jucătorul străin a ultimilor 2 ani. A jucat și titular la Mondial acum. Da, l-am văzut la Tunisia. Uh-huh. Dar bine, părinții, familia, toți sunt lângă Paris. El e născut lângă Paris. Prima echipă, da, 10 echipă de la Unguri, 8,5 milioane de euro, drepturi de televizare, da? Nu numai da, drepturi, uite, mă, bani care ți-i dă guvernul. Am pus cu ghilimele, am zis. Uite-te la cazul lui Ejuma. Mol îi poate plăti 25, i-au făcut ofertă de 25.000 de euro. Doamne, ce performanță puțină la câți bani. Și el cere 30. Ce performanță puțină la câți bani cheltuie. De o echipă de genul ăsta de... Păi stai că Naționala, Andrei, n-a mers rău. Era vorba despre echipele de club. Da, echipele de club sunt jos în comparație cu banii care... Ok, au o echipă care merge în Champions League, asta e adevărat, dar dacă o să compar bugetul pe care îl are CFR Cluj cu bugetul pe care îl are Ferencvaros, e normal să se ducă Ferencvaros, dar eu vorbesc despre o echipă care primește numai de la guvernul maghiar 8,5, da? Păi aia ar trebui să se distreze cu, dacă s-ar întâlni cu echipele noastre. Mi-e teamă că nu e așa. Nu se întâmplă lucrurile așa. Și, ok, sunt de apreciat că investesc în sport pentru noi care suntem în lumea sportului, da, e un lucru extraordinar și ne-am bucurat poate cu toți să avem o astfel de investiție. Dar din punct de vedere al drepturilor TV care se oferă în România, eu cred că putem discuta de o piață cu adevărat, nu de o dorință a unora. Adică la noi se dau banii aia care se dau pe o piață, pur și simplu, pe o piață concurențială. Deci valoarea reală a campionatului României este dată de acea sumă. Valoarea reală a campionatului maghiar, nu știu dacă... este reflectată de suma aia, pentru că suma aia este o dorință a cuiva, nu este rezultanta unei piețe concurențiale. Da, corect. Da, mă rog, îi ajută să crească, uite. Îi ajută să crească, să arate bine. Banul nu ajută. Mai ales echipa națională. Handball și în, ce mai e, o grămadă. Bolo! Iară stau bine la... Cine n-are, se duce în cap ca media și buget, ca și trincei. 7-8 milioane lejer. 7-8 lejer. Și din ce face 7-8 milioane? L-a dat pe Tito. Uite-te ce sponsori are Hagi. Doar Academia la Hagi. Mai Academia Copii. Tu crezi că sponsorii nu dau mai mult de 300-400 de mii sponsorii pe an? Da, are 4-5... 2 milioane și ceva. Da, și sponsorul principal dă în jur de 800 de mii de euro la farul din ce știu eu. Și mai are sponsori secundari. Da.
Iarna Hagi. Și acolo mai există acum și aportul autorităților acum, locale. Mai nu. Denumirea și, de și când nu mai asocierea, asocierea cu Consiliul Județean, da, vin niște bani. Plus că se va construi și stadion, nou stadion acolo, unde da. La fel vor beneficia de o chirie modică, va rămâne stadionul actual doar pentru academie și pentru antrenamente. Dar Hagi are cheltuielile astea pentru că eu cred că este singurul din prima ligă care chiar pornește instalația aia de degivrare, care se ocupă de terenuri, nu numai de terenul pentru echipa mare. Adică Hagi are facturi la energia electrică. Nu, aia trebuie să o ții tot timpul, că dacă exact. Tu îi dai drumul urmă zi, nu știu degheață. Dacă ai fost atent, spune domnul Eftime, da, domnule, eu dau drumul la aia înainte de mine și mă costă 10.000. Da, ăla care îi dă, da, așa care costă 50. Care o ține toată lumea, iarna cum e Hagi. Nu, pleacă singură, vă înțelegeți. Degivrarea este la 25 de centimetri. Sunt senzori la 10 cm. Atunci când ajunge aici la 3-4 grade, degivarea pleacă. Vivi, când sunt minus 15 grade 3 săptămâni, aia merge non-stop. Da, merge, dar ea la un moment dat, dacă face aici o temperatură de 4-5 grade, s-oprește, e pe termostat. E ca centrala din casă pe care ai potrivit-o. Noi avem 196 de magistrale avem pe... La teren la Ploiești? Da, și bine, dar vreo 190 sunt îngropate. Nu, toate sunt îngropate la 25 de centimetri și pleacă singur. Ai văzut că, apropo de plângăcioși, ai văzut că a remarcat și Chipciu starea gazonului foarte bună de la Ploiești. El vorbește cu Plujul. Păi tu de la spus, el schimbă fiecare an cu 600 de mii de euro. Atât costă schimbarea la gazonului la Cluj. Al meu ca ai tot de sarcini, 600 de mii de euro în fiecare an. Bă, Hagi e de respectat ce face, bă. Și ce a făcut. Uh-huh. Bă, n-a fost mai fotbalist. Bă, și-a pus după aceea toată averea lui la bătaie. Tu îți dai seama? Uh-huh. Bine, a fost și ajutat într-un anumit fel el, totuși. De ce? Dar puțin. Cu ce a fost ajutat? Cu hotelul ăla de la mare, cu... totuși are niște mici sponsorizări. Mici, reține, față de valoarea lui, are sponsorizări mici. Păi, dar și afară de hotel, și cu ce l-a ajutat la hotel? Ce la hotel? Cu ce s-a ajutat pe hotel? Omul a cumpărat hotelul, ce? Da. Adică, că a avut un preț mai bun? Da. Și ce? Foarte bine. Nu, părerea mea este că a meritat și a făcut un lucru asta bun. Asta zic, bravo lui. El, și eu i-aș fi dat hotelul lui Hagi, și, dacă venea Hagi la licitat. Și a făcut un lucru bun acolo, rețineți, un lucru bun. Și face lucruri bune. Bă, dar ce-a făcut baza sportivă aia acolo? Hagi merită. Bă, este, bă, ăsta, păi bine, bă, guvernul ar trebui să-i dea 1 milion pentru, uitați-vă că ușor, ușor, nu, guvernul tot fotbalul românesc. Guvernul ar trebui să-i dea lui Hagi 10 milioane de euro pan pentru ce face el acolo. Da, fii atent, să fie un ajutor, un OUG și să-i dea lui Hagi 10 milioane. Stai să temi ce am de spus. Băi, Hagi, putea să... Nu, lui Hagi putea să nu-i meargă și să ajungă foarte rău. Faliment, să scrie pe el. Înțelegeți? Nu. Iar federația trebuie să-i dea cel puțin 1 milion pe an pentru faptul că toate loturile de la copii până la echipa națională, în toate loturile sunt cel puțin 3-4 fotbaliști de la Hagi. Haideți să vă întreb ceva foarte interesant. Am rămas foarte mirat acum 2 zile când l-am văzut declarațiile lui Hagi că el a luat titlul cu 1,5 milioane de euro buget bruto, avea 5 jucători cu 5.000 de euro, iar acum... Nu, fond de salariu, 1,5 milioane. Buget 2 milioane și ceva. Nu e adevărat. Nu, fond de salarii 2 milioane. Fond de salarii, a zis. Uite. Bă, eu am înțeles buget, în fine. Păi deci, nu, academia cred că costă peste 1,5 milioane de euro. Deci 1,5 milioane și a spus că avea 5 jucători de, cu 5.000, cele mai mari contracte când a luat titlul, jucătorii aveau 5.000 de euro, așa, iar acum are fondul de 2 milioane bruto, iar cel mai mare contract e de 7.000. Bănuiesc că dumneavoastră cheltuiți vreo 7 milioane cu Craiova, nu? Sau cât cheltuiți? Nu, cheltuim 11.500.000 de euro. Cât? Fără să luăm în calcul transferurile, deci anul ăsta sărim de 13 milioane. Cât cheltuiți? 11,5? 11,5 milioane, din care aproximativ 6 milioane de euro reprezintă salariile plus bonusurile, salariile net. Brute. Bun, ok, înțeleg asta, mă rog. Bun, ați văzut declarațiile lui Hagi. V-au pus pe gânduri? Nu ne-au pus pe gânduri, pentru că la noi a fost o chestie asumată.
poți să dai drumul în astfel de proiect, poți să-ți construiești echipa pe o academie sistemică. Zică Hagi, asta a construit de prima, din prima zi la Farul, el practic este o academie de fotbal care a devenit club de fotbal. Noi suntem un club de fotbal care i-am construit o academie în spatele lui Gică. Dar nu are legătură. Dacă poți să faci așa ceva, dar trebuie să fie un proiect care să dureze 7-8 ani de zile până în momentul în care tu vii cu generațiile pe care ai pus cel mai mare accent și începi să-i urzi la prima echipă. Noi ne-am propus ca întotdeauna să creștem 1-2 copii să vină în fiecare an pentru echipa mare. La anul ăsta au venit Bayram Markovic, anul care a trecut. Anul ăsta îi propunem pe Sala Danciu, ei încă nu s-au făcut bloc în primul 11, dar sperăm să-și facă ușor-ușor. La anul, sigur, avem alte propuneri. Asta ar fi scopul nostru, că am plecat 1-2 fotbaliști să ajungă la echipa mare în primul 11 în fiecare an. Bun, dar când l-ați văzut pe Hagi, că a spus că are cel mai mare contract de 7.000 de euro, a spus acum, bănuiesc că la voi e undeva la 20.000, mă gândesc, cel mai mare contract. 7 e cel mai mic, cred că. Da. Cum? Păi, nu, a zis la dumneavoastră, cred că n-aveți mai mult de 20.000 pe lună, nu? Nu. E maxim, nu? Asta e maximul, ca să zic așa, da? Da. Bun, da. Și atunci vreau să vă întreb, apropo de această schimbare de filozofie, începând din vară la Craiova s-a terminat cu salariile astea boierești? Adică veți tăia și din cheltuieli, veți încerca să fiți mult mai pragmatici, va fi și o politică, nu neapărat de austeritate, o politică mai, să zicem, cu mai puțin bani? Mai atent, o politică mai atentă, să-i spunem, dar dacă un jucător va merita un salariu mare, el îl va primi. Adică vă veți pune vreun plafon, gen, domne, la mine mai mult de 15.000 nu mai câștigi la Craiova? Nu neapărat, că poți să faci un echilibru, să ai un jucător, vine din pe tineră cu 2.000 și 20.000, sau mă rog, 15.000 celălalt, 17.000. Ai o medie de 2.500 sau poți să construiești ceva. Ideea este că sigur că bugetul nostru trebuie reanalizat, trebuie reașezat. Dar despre asta vorbim la vară. Acum ne gândim la planurile pe termen scurt, foarte scurt. Clubul e pe pierdere, eu nu sunt pe pierdere. Eu dumneavoastră ați împrumutat clubul cu 14 milioane de euro din ce am văzut. Așa e. Dar în orice caz. Sunt mai mulți de 14 milioane că au mai venit chiar anul acesta 3 milioane din decembrie până acum, ca să acoperim pierderea. De 17. Plus, dacă luați diferențele, pentru că marea majoritate sunt datorii istorice ale clubului către mine și atunci cursul pe vremea respectivă era de 4,2. Așa că datoria consolidată în euro este mai mare. Se duce exact la 20 de milioane, cum l-am spus eu. Păi și ce faceți? Ce facem? E un business care merge pe... Businessul nu trebuie să meargă pe minus. Da, dar vedeți că înainte, deci nu anul trecut, în ultimii 2 ani am fost pe pierdere, înainte am făcut profituri, practic s-a acoperit parțial pierderea. Dar noi nu am fi fost pe pierdere dacă nu am luat hotărârea să nu vine niciun jucător anul trecut. În condițiile în care știți foarte bine, a existat oferte. Andrei Ivan 3,1 milioane, Ștefan Bayram 4,5 milioane, Markovic 3,1 milioane. Dar noi nu am voilà, cu 3 jucători vânduți, în acest moment datoriile jumate către dumneavoastră se rezolvă. Ei au avut o politică. Bună dimineața, domnul Rotaru, cu respect. Bună dimineața. Ei au avut o politică foarte bună. Au vândut jucătorii în momentele prielnice, la oferta cea mai bună și pe niște sume, bravurul dacă au reușit să iei pe Mihăilă cât ai luat, să iei, bun, l-au dat pe Screciu prima dată, când Screciu avea 18 ani, nici 18 n-avea, 17 jumate cred că avea, după aia l-au dat pe Cicâldău foarte bine, adică îi interesează, bănuiesc, să vândă la 6, 7, 8 milioane jucători, nu să-l dai pe Bayram acum cu 4, că poate face 7 peste una. Nu, ne-a interesat, o să vă spun exact cum a fost gândirea. Noi am avut oferte în vara anului trecut, ofertele cumulate depășeau 11-12 milioane de euro. Deci am fi acoperit pierderea de 5 milioane și am fi făcut și profit de vreo 7 milioane, ca să spun așa. Dar noi am mers până în play-off cu Conference League. Știți foarte bine că am avut ghinion și am fost eliminați la penalti din conducerile în care în penalti am condus în minutul 115. Așa este. Și atunci ne-am luat hotărârea să nu vinde nimic la vremea respectivă. După ce nu ne-am calificat, am zis ok, ce facem acum, nu vindem anul ăsta. Nici nu erau, nu neapărat satisfăcătoare sumele, dar credem că toți acești 3 jucători de care am vorbit și pentru care am avut oferte reale, Andrei Ivan, Markovic și Bayram,
poate să situeze la un nivel mult mai sus din punct de vedere financiar. Credem că sunt jucători mai valoroși decât ofertele care au fost la vremea respectivă. Și din acest motiv e o pierdere asumată. De aceea eu am și acoperit-o la început de an, mare parte din ea, am acoperit-o, respectiv 3 milioane de euro. În plus, ea a fost acoperită, fiscal vorbind, și de profiturile de câțiva ani înainte, adică 2-3 ani înainte, când am vândut, cum a spus și noastră, Mihai, la 8,5 milioane și că îți dau 7 milioane și s-au acoperit parte din pierdere. Deci nu e ceva îngrijorător. Alex, aveau vă rog. O completare. Ca să nu vorbim numai de Bayern, de Marco și de cine mai zis, de Screciu, nu? Nu. Marco și Ivan. Am avut oferte clare, nu de valoarea celor jucători. Eu spun că imediat îți vor veni oferte pentru Ișvan, reține ce spun, și pentru Screciu. Screciu, din punctul meu de vedere, este unul dintre cei mai valoroși jucători români la ora actuală. Unul dintre cele mai mari progrese pe care le-am văzut eu e la Screciu, să știi. Da, știm. Eu observ, mă uit și la antrenamente la el, mă uit la meciuri, la tot. Este al doilea capitan al Universității Craiova în acest moment, fiind și foarte tânăr, 22 de ani, face anul acesta 23, și este și capitanul României Under 21 și, cu siguranță, va veni momentul în care... Lovitura ai dat și cu Ișvan. Sari ușor peste numele ăsta, hai să vezi. Pentru că a venit acum în iarnă, eu v-am spus de ce am făcut pierderea anul trecut. Nu, deci Ișvan a venit în ianuarie. Da. N-am cum să-l iau un calcul. Noi acum discutam nu de valoarea jucătorilor noștri, ci de ceea ce s-a întâmplat, de am avut un deficit financiar anul trecut. Da. Și un surplus în anii dinainte. Un profit în anii dinainte. Un profit în anii dinainte. Păi da, dar dacă ajungi la 20 de milioane datorii... Bun, dar asta e de la început, e tandea pe mandea? Nu, asta e numai pe ultimul an, pe ultimii 2 ani din ce pe ultimul an, dar într-adevăr, în acest moment, datoriile sunt, dar către acționari, către mine și către societăți ale noastre, din grup, sunt de 20 de milioane de euro, dar sunt la fel ca și anul trecut, au mai crescut cu un milion. Deci nu e și ca acum 2 ani, ca să spun așa, pentru că mare parte din datorii sunt istorice. Sunt venite din 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Acum o lună, cred, spuneai că echipa pe zi, a fost o declarație, dar nu mai țin eu exact minte cifrele, consumă nu știu cât și producea o treime din cât consuma. Cum e acum? Da, și am mai recuperat acum cu companiile jumătate din buget care pierdeam. Adică acum cam cât produce, consumă? Sau încă nu s-a echipat? Cam 5.000, acum are 5.000 pe zi pierdere. 5.000 de euro pe zi pierdere? 60.000. Da. Nu, 150.000 pe lună, asta înseamnă o pierdere adică de 2 milioane de euro. 5.000 de euro aveți pierdere pe zi la echipa cu? Da, dumneavoastră, da, așa este, cu total cheltuieli și venituri. Păi, adică pierdeți 150.000 de euro pe lună? Pe lună. 2 milioane pe an. Da. Aproape, 1.800.000 pe an. Nu o fi chiar 2 milioane, o fi 1.800.000, acum nu știu, știți cum e, că în funcție și de ce mai chelti și ce prime dai. Acum vă seama, eu mi-am făcut calculele că o să intrăm în play-off. Acum o să fim în play-off cel mai probabil și mai sunt că 3-400.000 pierde la drepturile TV. Deci, ce să zic? Ăștia... Minus 2 milioane. Deci minus 5.000 de euro pe zi. Cât aveți bugetul, pan, domnul Iftime? Vreo 5 milioane și ceva, 5.500. Foarte mare. Cât? Da. Nu, da, stați că cred că nu sunteți dumneavoastră la telefon. Nu mai ziceți deci, odată. Cât aveți bugetul la Botoșani? 5.500.000. Dacă cineva în România îmi spune că are mai puțin de 5 milioane, eu nu-l cred. Înseamnă că nu e regulă matematica lui. Nu există așa. Păi eu vă rog să încercați să faceți o verificare, că nu e mare lucru. Cred că am cele mai mici. Sau de acolo, de 3.000, 4.000, 5.000, până 6.000 n-am niciun, de exemplu, da? Ei, nu există România cluburi care treaba să mână salare și vreau și în auzul care are buget 3 milioane, nu ce socotești. Eu zic, nu ce socotească. N-ai cum. Una peste alta. Bine, aici vine și Academia cu cam 600.000 de euro. Normal, dar 5,5 milioane vă costă echipă? Păi și mă scuzați că vă întreb. Că știți cum e, nu mă interesează pe mine ce aveți dumneavoastră în buzunar. Dar de unde aveți banii ăștia să țineți echipa?
Că știu, știu că sunteți un om care sunteți bine financiar, dar în niciun caz nu sunteți detalia, să zicem, că tot am vorbit de Gigi Becali, să dați cu milioanele, să aruncați cu milioanele. Știu că chiar munciți pentru banii ăștia. Vă rog să nu mi umblați la partea sensibilă, că nebunesc, îi las mâine. Deci anul trecut am plătit 2 milioane de euro fotbal din banii firmelor în care trăiesc eu cu asociații mei și în 2021 am plătit 1.300.000. Deci mult din 2 ani de zile am plătit 3 milioane și 300 de mii de euro. Asta am dat noi ca să ținem echipa asta în Liga 3 fără nicio datorie viitoare. Cam asta e. Mamă, păi dacă ați avut 1.3-2 anul trecut, anul ăsta mie că vă duceți în mai mult. Nu știu, depinde ce putem vinde, pentru că buzeul de 5 milioane să scoți din ceva. Și ai 2 milioane în dreptul TV, mai faci maxim 1 milion cu bilăterii, cu publicitate, da? 3, mai trebuie să fie 2 milioane jumate. Simplu. Și diferența care era dacă intrați în play-off? Cât era diferența? De 500 de mic? Nu, în play-off nimic. E locul 6, faci locul 7 sau 8, 200 mii de euro. Ah, dar mai luai niște bani din cupele europene, am înțeles. Da. Păi ce să... Domnul Iftime, meritați tot respectul, pe cuvânt acum. Eu am rămas cu gura căscată că aveți bugetul ăsta. Deci, nu merge astfel, domnul Horia. Tot respectul îl aveți din partea mea. Dacă vreau să credeți că o echipă precum voluntari are mai puțin de 5 milioane, eu intru într-o discuție public cu 50 de zonă, să punem hârtile pe masă. Și înseamnă că la mine, la Botoșani, e un dezastru de management. Și eu zic că nu e așa. Păi da, voluntariul plătește 5 milioane din banii contribuabililor. Asta e diferența. Da, n-am spus asta. Eu am spus o altă echipă, nu știu care de acolo, pe zona Mirodene, de exemplu. Cred că Mirodene are mai puțin de 5 milioane? Nu cred. Apropo de jucător, că până la urmă trebuie, cum să spun, nu mai puteți să tot băgați bani din buzunar. Aici n-are dreptate Gigi Becali când zice că totuși e prea mult cât ați pierdut? Are dreptate din punctul lui de vedere, dar noi avem o altă strategie și eu sper că de la vară încolo clubul să meargă pe profit chiar bun. Investiția când am făcut-o, n-am făcut-o ca să-mi recuperez banii în 2 ani sau 3 ani. Am făcut-o pur și simplu să-mi recuperez banii în 8-10 ani. Deci important e ca să fie sustenabil clubul și de acolo încolo după aia poate să aducă și beneficii corespunzătoare care să mă satisfacă pe mine personal. Deci chiar dacă ați pierdut, că chiar dumneavoastră mi-a zis, că știți că am mai vorbit acum 2 luni, a spus că ați pierdut vreo 30 de milioane, nu ceva de genul. Da, în jur de modul grosor. Da, în jur de 30 de milioane. Deci sunteți genul de patron care priviți lucrurile pe termen lung? Pe termen lung, da. Și de la anul sperați să intrați pe profit? Eu așa zic. Eu cred că de la vară, de la anul viitor competițional. Să intrați pe profit. Asta va include și vânzare de jucători? Că, de exemplu, am văzut Bineînțeles. Adică am văzut Krasnici, Petrila, că aveți, probabil o să aveți ofertă pe Yanga la un moment dat. Dar sigur, și acum avem pe mai mulți dintre ei, dar n-am vrut în momentul ăsta să le dăm drumul, că am vrut să ne terminăm anul cu beneficiile sportive corespunzătoare care ne-am dorit. Ne-am dorit să ne luăm titlul și după aia stabilim pe cine vindem și cum vindem și pe cine mai aducem. Am înțeles, nu vă întreb de la cine aveți oferte, că nu e cazul. Cine sunt jucătorii însă cu oferte? Sunt vreo 7 jucători. Acum nu aș vrea să-i expun la televizor, pentru că nu asta e dorința mea. Avem niște acorduri confidențiale legate de vânzarea jucătorilor la vară. Da. Și n-aș vrea să-i bulversez inclusiv pe jucători să ne le mai stea capul la ceea ce avem de făcut până în vară. În momentul de față, cât cheltuiți domnul Varga pe an cu clubul? Nu știu să vă spun la virgulă. Știu că între 15 și 20 de milioane. 15-20 de milioane de euro pe an? Da. Wow. Doi ani, nu mai știu, cât mai aveți voi drepturile? 3 ani, 2 ani, că nu mai știu cât mai aveți drepturile. Mai avem încă un sezon și probabil încă 3 după aceea. Da, ați gata, v-ați închis cu LPF-ul sau încă sunt discuții sau se prelungește automat? Nu se prelungește automat, dar suntem în fază avansată de a prelungi. Da, de a prelungi pe încă 3 ani. Deci practic cu totul, dacă discuțiile se termină cu happy end, veți avea 4 ani, nu? Da. Bun. Se va schimba ceva la acest sistem, după părerea mea, extrem de interesant? Nu. Sistemul, încă o dată, sistemul e decis de federație.
Bineînțeles, cu consultarea ligii, cu consultarea noastră, nu cred că se va schimba ceva. Da. O ultimă întrebare, Orlando. Spui că sunteți în tratative avansate să prelungiți pentru 3 ani. Vor crește și sumele care le veți da echipelor? Noi am făcut propunerea, dacă ți-aduce aminte, cred că acum un an de zile, am făcut o propunere de prelungire cu creștere de sumă pe baza unor criterii clare de audiență, atât la nivel de spectatori pe stadioane, cât și la nivel de audiență pe TV, iar în contextul actual al pieței, în contextul actual al economiei, în contextul în care unul dintre cabliști a renunțat la fotbal, eu cred că e o decizie bună și corectă pentru echipele din Superliga. Dar ce cabliști a renunțat la fotbal? Focusat. Bine, nu era totuși un jucător foarte mare. Bun, și propunerea... Nu era un jucător mare, Horia, dar plătea niște bani. Da, corect. Și orice vă-mi contează. Propunerea voastră cât era de mărire? Care este procentul de mărire? Propunerea noastră implica o plată suplimentară pentru suma actuală plus o plată suplimentară pentru echipele care ating anumite criterii în ceea ce privește numărul de spectatori pe stadioane și audiența pe TV. Am înțeles. Deci, practic, niște bonusuri, ca să fiu mai exact? Da. Am înțeles. Suma cât este acum? 24 de milioane plus TVA sau cât e? Nu mai știu exact. Nu, sunt 28,5 plus TVA. Deci 28 de milioane, 5 plus TVA, sumă... Care se adaugă costurile producției meciurilor, care sunt și alea niște milioane de euro. Deci cu totul cât plătiți voi ca deținător, cu tot cu costurile de producție, 28,5 drepturile intrinseci, plus câte milioane mai plătiți producția, că-s bani mulți. Ajungem la aproape 33 de milioane. Deci 33 de milioane plus TVA, da? Aceiași bani i-ați propus pentru următorii 3 ani, din ce înțeleg de la tine, plus niște bonusuri în funcție de audiență și de performanță și la meciuri, dar și pe stadion pentru echipele care, cum să spun, fac audiență, nu? Da. Bun. Cât ar mai putea să crească suma pentru o echipă, de exemplu ca Rapidul, care are stadionul plin meci de meci și face și audiență? 100 și ceva de mii de euro. 100 și ceva de mii de euro pe sezon, nu? Da. Da, eu să știu, eu spun un lucru, nu mă pricep acum foarte bine, nu specialist, dar la 33 de milioane plus TVA și din ce înțeleg v-ați duce undeva cu tot un 35 de milioane plus TVA cu bonusele, nu? La un calcul grosomodo, așa, nu? Ceva de genul? E corect. Așa, da. Pe acolo, deci 35 plus TVA, eu zic că este o sumă mare pentru actuala situație economică a României, adică o sumă mai mult decât corectă, Orlando, sincer spun. Și eu sunt de acord cu tine. Pentru actuala situație economică a României, da. Știi, adică 35 de milioane... Și în condițiile în care a dispărut un operator care plătea și el bani pentru fotbal. Feedback-ul de la ligă, de la cluburi, care e pentru propunerile voastre cu aceste bonusuri în funcție de audiență? Cred că au fost două cluburi care s-au împotrivit. Cine? Cele două, Craiova. Da, și celelalte echipe, 14 echipe, toate au fost de acord? Da. Bun, și există un drept de veto dacă una dintre cele 16 se împotrivește, nu se face contractul nu. Sau nu? E o decizie cu majoritatea. Când crezi că vă închideți, să avem stabilitate, ca să zic așa, pentru următorii 4 ani? Eu zic în perioada următoare. Până în meciurile naționale, nu? Nu cred că până în meciurile naționale, nu. Meciurile naționale sunt la finalul lunii. Nu, eu zice că până la finalul acestui campionat. Am înțeles. Veți mai plusa, dacă e cazul, la bonusuri? Ca să mai nu, aveți astăzi mari? Nu. Astăzi nu mai. Tocmai ținând cont de situația economică și de faptul că ne-a plecat un partener, nu vom mai putea plusa. Orlando, eu zic că e ok să vă închideți așa, să știi. Chiar mi se pare o sumă mare pe care o dați. Repet, totuși nu suntem Anglia. Nu, noi știu că avem pretenții românii de Anglia, de Franța, de Italia, dar totuși 35 de milioane, deci cu tot cu bonusurile alea, 35-36 plus TVA, deci te duci undeva la aproape 40 sau peste 40 de milioane, e o sumă importantă pentru România. Este, da. Eu cred că e o sumă importantă pentru toată Europa de Est, în zona în care suntem, pentru că eu... Andrei Vochin, Orlando, spune. Eu am impresia că, exceptând Polonia, nicio altă țară din zona noastră nu ajunge nici să apropie de acest nivel al drepturilor TV. De exemplu, Serbia sau Bulgaria au
zero, un milion, așa, adică sume modice. Sume modice, da. Ai auzit, Orlando? Da, și îl confirm pe domnul Vochin, într-adevăr, cred că doar Polonia e puțin peste România în momentul de față, la nivel de ceea ce înseamnă drepturile plătite pentru televiziune. Deci doar Polonia, în rest, în zona asta a Balcanilor sau Europa de Est, suntem peste toți, Europa, nu? Europa Centrală și de Est, aici incluzând tot ce înseamnă fostul bloc comunist. Uh-huh. Nu știu exact în Austria care e situația, că practic și Austria e totuși o țară din Europa Centrală. Uh-huh. Dar în rest, dacă ne ducem, coborăm Polonia, Cehia, Slovacia, Serbia, fosta Iugoslavie, toate țările din fosta Iugoslavie, Bulgaria, Ungaria. Da, sunteți după Polonia am fi locul 2, nu? Ceva de genul. Da. Bine, succes atunci, succes și vă țin pumnii să vă închideți și să faceți treabă în continuare. Mulțumesc, a fost Orlando Nicoară. Okay.